După o pauză de 2 ani, Ministerul Mediului reia programul Casa Verde Fotovoltaice. Statul suportă cel mult 20.000 de lei din costul unui sistem de panouri, iar beneficiarul trebuie să mai pună în jur de 2.000 de lei în funcție de instalația aleasă. Așteptările sunt mari, sunt foarte mulți oameni care își doresc sisteme fotovoltaice. Prețul la energie îi determină să își dorească aceste sisteme. Avem o cerere mult mai mare decât oferta. Nu ne-am hazardat să luăm mai multe decât am putea face, deci undeva la 100 de sisteme. Sperăm să putem înscrie măcar jumătate. În 2019, programul a fost oprit din prima zi din cauza unor suspiciuni de fraudă. Un instalator a înscris 1000 de dosare dintr-o dată, iar acum autoritățile au luat măsuri de precauție. Vom avea 8 conturi pe instalator. Și pe lângă această limitare am îmbunătățit și sistemul informatic. Acum se pot înregistra dosare cu o viteză maximă de un dosar per 3 minute per cont. Pe lângă asta, ghidul a fost simplificat, mai ales la cerințele tehnice am îmbunătățit unele detalii. De anul viitor, programul Casa Verde Fotovoltaice se va derula lunar cu câte 65 de milioane de lei. Suma ar acoperi peste 3.000 de cereri pe lună. În afară de cele 400 de milioane de lei care vor fi disponibile mâine de la ora 10, vom mai aloca în 2022 încă 650 de milioane pentru acest program, astfel încât lună de lună să putem avea o sesiune de depunere de aproximativ 65 de milioane de lei, să putem etapiza acest program, să nu fie o presiune foarte mare într-o singură dată, într-o singură oră, pe singurul minut în care se termină de obicei aceste fonduri. Potrivit datelor oficiale, 90% dintre cei care au solicitat acum 2 ani au deja panourile instalate. Factura la energia electrică se reduce cu cel puțin 30% cu un sistem clasic de panouri fără baterii. Câștigul e dublu dacă e ales un sistem care și stochează energia produsă.